Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni. Ați crezut că vine primăvara, a? S-a răcit vremea, nis la munte. Mă rog, știți dumneavoastră cine spunea, să treacă fe martie, că după aia suntem în lojă. Bun, oameni buni, liber la dedicații. Pe Facebook, prin telefoane, prin ce doriți dumneavoastră. Repetăm chestiunile pe care le spun din când în când. Adică, în momentul când vorbiți la telefon cu mine, să dați televizorul mai încet. Adică de se poate chiar să-l opriți. Sau să ieșiți din camera respectivă ca să ne auzim în telefon, nu la televizor, că la televizor auziți cu o întârziere, știți? Un delay, da? Bun. Asta este. Să nu uitați. Da? Să nu uitați. Când formați la noi, băiatul de la sunet, am zis Ișvan, vă deschide, cum se zice. Și vă las așa și o să mă auziți pe mine vorbind sau auziți cânte cu care merge atunci. Așteptați și în momentul când constatați că eu zic alo, atunci să știți că dumneavoastră, cel de acolo sunteți, da? Ca să nu mai lungim. Uite, o să începem așa, nu e chiar exabrupto, dar o să începem frumos. Uite, cu o dedicație cu totul și cu totul specială venită din Cleveland, Ohio. Mergem spre Salva, de la Salva Vișe. Frumos, merge frumos gheizeșul pe acolo. Domnul Ioan Valentin pleca de multă vreme peste baltă, a lucrat la Clujana, la cercetare, știți noastră, acolo, își trimite toată dragostea înspre locurile natale, înspre cei din Salva. Văru face 80 de ani. Toate neamurile de acolo nu le zic că nu le știu, dar și dacă le știu, dacă le-a spune pe toate, mi se termină emisiunea. Toate cele bune de la domnul Ioan Valentin, cântă o sălăuancă de-a dumneavoastră, cum ziceți. Alina Ceuca, hai! La la la. Să-mi fac patriere morele, să dorm legănate în ele. Să-mi fac patriere morele, să dorm legănate în ele. Și să din flori o perinuță, la la la. Să adorm în șetișor, măi, e mirosul florilor, măi. Să adorm în șetișor, măi, e mirosul florilor, măi. Să faci dimineața, la la la. Și cu roua de pe flori, măi, mi-o-mi spăla pe obrăjar, măi. Și cu roua de pe flori, măi, mi-o-mi spăla pe obrăjar, măi. La la la, de supărare n-am știi mai, nici când n-am îmbătrânit, la 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 la. Alina, cunoaștem de cât era, atâta era. A cântat la noi. Bun, să vedem dacă e cineva în telefon, Ișvan, dă-mi-l, ca să nu-i mâncăm bănuții, nu de alta.
Bun. Uite ce ne scrie Leontin. Alo? Da. La bună vigere, domnul Sergiu. Să trezi, măi, Imi, ce mai faci, măi? Dacă e Slobod la Vorovit, ia să zicem atunci. Bine. Slobod, Slobod, ca la colindat, da. Un sincer binecuvântat flori la toți cei care sărbătorim astăzi florile la catolici. Da, la catolici, da. Multă sănătate dumneavoastră la tot cei ceea ce faceți. Prietenilor de la Chios și domnului Ștefan, îl salut pe Ișvan Baci din redacția dumneavoastră. Cum mie da. Îmi spun mulți Imi Baci. Da. Că-i de-al meu, știți? Da, și da. Și sărbători fericite și Paște fericit. Boldo cuș fetiune pe Chivanoc. Mulțam, Imi, că... Așa, gânduri bune familiei Năsui care au împlinit în 22 martie 39 de ani de căsnicie. Să fie fericit, sănătoși, împliniți față de toți cei dragi. Anișoara și Ghiță. Salutări fratelui meu Ștefan din Reșița și celor dragi, iubite Ramona și mame sale din Aghileș de Fabric Cluj-Napoca. Și încă o dată localul lui Chios, domnului Ștefan și dumneavoastră, emisiuni cât mai bune. Doamne ajută la de bine, duminică plăcută. Mulțumim frumos, stai să citesc și aici, să nu uit. Uite, trimitem dedicația următoare înspre colega noastră de aici, din TVR, din Cluj, Alina Șomlea. Din partea colegilor, știe cu ce prilej. Și înspre finul Cornel Mureșan din Zalău. El e născut în Muncel, în Muncelul de Cristol Țăl, de acolo în sus. Să nu vă gândiți la Muncelul de la Dejdeici. Da? Uite, alaltă ieri a făcut 74 de ani. Cornele, din partea noastră, din partea întregului familion, semnează patroana casei, matroana Luci. Toate cele bune. Și atenție să nu uităm, prietenul și vecinul tău, Deții, zice așa, că la mulți ani, acum când ai a 74-a primăvară în viață, să trăiești, să-ți faci casă în București. Așa, bun, să vezi ce vine. Oameni buni, ceva frumos, neapărat. Frumos tango din lume, cu tine l-am dansat cândva. Și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea. Cel mai frumos tango din lume îl fredonez de atunci mereu, ca să-mi vorbească despre tine și să aline dorul meu. Când vreodată îl vei auzi, poate că-ți vei aminti, căci tangoul care s-a învechit alte date ne-a unit. Cel mai frumos tango din lume, cu tine l-am dansat cândva. Și într-o noapte mie ți-am dat toată dragostea. Cântați viorilor, cântați iubirea, să retrăiesc cu voi doar fericirea. Vrajiți-mă așa cum, ca așa tăta. Și într-o noapte minunată ți-am dat toată dragostea.
Ce mai frumos tango din lume, îl fredonez de-atunci mereu. Ca să-mi vorbească despre tine și să aline dorul meu. Când vreodată îl vei auzi, poate că-ți vei aminti, căci tangoul care s-a vechit altă dată ne-a unit. Cel mai frumos tango din lume, cu tine l-am dansat cândva. Și într-o noapte minunată ți-am dat toate dragostea. Cântați viorilor, cântați iubirea, să retrăiesc cu voi doar fericirea. Prăjiți-mă și acum ca așa. De la tango ne întoarcem noi la telefoane, că ale noastre și ele săracele. Alo! Stai că ce de aici dacă nu vreți. Leontin Borșe, felicitări pentru emisiune, sunteți minunați. Vă urmăresc în fiecare duminică după ce vin de la biserică. Fiți binecuvântați. Mersi! Alo! Bună ziua, domnul Vaida! Bună, bună! Cine vă sună? Cine mă sună? Mehedinți, Via Brăila, hai, vă ascult. Mulțumesc frumos pentru că m-ați băgat în acea, cum îi spune, discuție cu unchiul meu, Ciutacu Nicolae. A, cu domn profesor, da. Da. Ce să vă spun, vă foarte mulțumim pentru emisiunile care le faceți, vă urmărim cu tot, cu mare drag, atât eu și soțul meu. Îmi pare rău că soțul meu nu e în casă, că vreau să-i transmit și lui o melodie, că pe 1 aprilie da. E ziua lui de naștere. Deci, da, stai să vă văd, că mă întorc. Azi, da. E real, s-a născut 1 aprilie. Da, pe 1 aprilie și aha. Pe 3 la... Deci, nu că putea să nu fie real omul, știi, de aia, pe 1 aprilie, da. Da. De păcăleală. Da, e, da. Vreau să transmit lui unchiul meu, Ciutacu Nicolae. La Nic! Ciutacu, da, Nic și lumătușa mea, Rădița, da. Lurăbel, cum îi spun eu. Lumătușa mea, Emilia, din Galați, să-i transmit și ei. Toată emisiunea și dumneavoastră și familiei dumneavoastră, pentru că deja ne-ați intrat așa, în casele noastre, cu tot dragul. Să puneți un tacâm la masă în fiecare duminică, n-aveți. Cu drag! Mulțumesc! Mehedinți, e frumos Mehedinți. Frumos, am fost acolo. E și frumos și vorba aia frumoase. Da. Și vă ducem la Ponoare, la podul lui Dumnezeu. La podul, da, știu. Am fost, da. Mă mai duc o dată, nu-i problema. Cu bine. Mare drag, vă zic. Mulțumim! Să rămână! Să ne întoarcem noi, să cetim, cum zicea un șef de-a meu. Ia puneți mâna și cetiți mai! Și atunci ceteam. Uite, Bolaș Amalia, bună ziua, o primăvară frumoasă. O dedicație lui Zilard. Să fie sănătos și iubit. Amalia, mulțumesc! Păi Amalia, iubește-l, domne! Foarte frumos! Ia uite să vezi tu acum, Amalia... Ce cântec dăm noi acum? Uite-te, hai! Ochii
votat, numai eu m-am înșelat inima între timp s-a căsătorit, are doi copilași, profesoară. Uite cum trece vremea, tu, Anucă, tu bată-te norocul. Ea este din Rohia de Pământ, la poalele mănăstirii, acolo s-a născut. Alo? Alo? Da! La toți de față! Aulu, la toți de față? A încetat, bun! Românii! Așa! Români și nerov. Pământeni. Stați un pic, aveți probleme cu tembelifonul. Vedeți? Este că e un handicapat. Telefonul, da. Auziți, ieșiți din beci afară. Păi este bine. Nu stați acolo între butoaie, că nu, știți noastră. Da, da. Puneți, ieșiți afară din trebutoaie și dați drumul, da. Am ieșit, domn Colore. Gata, propozitiv, hai. Alo. No, lăsați, încercați mai încolo, mergem în gorj mai încolo, că aveți heredie acum. Băi, ce să facem? Asta e, cu tehnica asta nu te joci, domnule. Când merge prea merge, când nu merge, face figuri. Ia uitați, Maria Călăraș, bună ziua, emisiune faină, la mulți ani sănătoși și norocoși, nepoate mele Daria. Săptămâna trecută am plinit 12 arișori. Să trăiască! Hai, mai dăm un telefon, Izvan. Alo, să vedem cine e norocosul. Livia Bucșa zice așa, o melodie înspre Liliana Cămărășan din Petia. Alo? Un moment numai să termin. Înspre Liliana Cămărășan din Petia. Azi serbează ziua de naștere cu drag Livia Bucșa din Palatca. Vă salut cu mult respect. Acum vă ascult, da. Alo, bună ziua, cum o respect, domnul Vaida. Măi, bată-te norocul, te ascult. Din Leontin Buguruzan. Te-am recunoscut. Și eu, Poenche, anumic, unde vă doresc o emisiune frumoasă. Foarte frumos. Ia să te văd, băi, asta, vorbesc cu Imi acum. La mulți ani, pentru interpreta de cânte popular Cornelia Ardelean, care pe data de 20 a sărbătorit ziua de naștere. Uite, n-am știut, la mulți ani, Corneliț. La mulți ani, pentru interpretul de cânte popular Radu Arcălean, care pe data de 26. Și el tot de acolo, da, din parte. Le doresc multă sănătate, succese pentru toți cusătenii soției mele și al mei de la Lunca Elghi, Bistrița Năsăud, pentru toți sărbătoriții, pentru dumneavoastră că faceți emisiuni frumoase pentru noi și scoateți din lada de zei spre cântece frumoase vechi de pe timpuri care ne-au fost drag sufletului nostru. Cum o respect, Leontin Buguruzan. Mulți ani! Doamne ajută, zi bună! Te pup! Bă, să stai să citesc aici, Adriana Furca. O duminică binecuvântată, cu multă sănătate, felicitări, stimă și respect pentru tot ce ne oferiți. Vreau dedicația să plece spre doamna Anișoara.
Un sincer la mulți ani, frumos și sănătoși, alături de domnul Gheorghe, anișoara Enăsui. Da, scris aici. Tot bine din lume și tuturor telespectatorilor, duminică frumoasă. Așa este, stai că mai citesc ceva și apoi cântăm. Unde ești tu, Anuță? Ia uite, Ana Holdiș Pop, cântăreață. Bată-te binele, tu, Anucă. Duminică binecuvântată, vă îmbrățișăm cu drag și dor. Și Ana Godri zice, soțul meu, Ioan, un cântec cu Aurel Tămaș. E, uite, azi ești norocoasă, doamna Godri. Va fi, dar mai încolo, Big. Bine? No, acum stai să mă uit eu ce vine, că știu eu multe, dar nu le mai știu pe toate. E, da. Da, uite, trimit cântecul acesta și înspre prietenul meu de la Sibiu. Azi a vorbit cu el de dimineață. Era acolo. Sibien îl așteaptă pe maestru Tudor Gheorghe să trăiască, să-l primească așa cum merită. Profesorul universitar dr. Emil Tiberiu Ținț de Sibiu. Tibi, ție, familiei tale și tuturor numai bine. Țineți-vă bine ca să vedeți ce vine. Hai! Nebună, tot ce aveam mai bună, vreau ca să te-l spună ție. Tainiță ciocnesc, ce mult te iubesc, ci să mă robesc ție. Într-o noapte cu argint de lună, aștept un ca să apar la geam. Am lăsat ghitara mea să-ți spună, tot ce eu a-ți spune nu-mi drăzneam. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, ca pe vremuri visătorii trubaduri. Sus pe cer s-o prise luna să mă vadă, cum cântam de dragul dulci tare guri. Toate florile ascultau a mea tiradă, numai tu n-ai înțeles ce dor mi-era. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, cea din tâi și cea din urmă în viața mea. De când te-am văzut, clipe ce-au trecut, toate mi-au părut ore. Dorul meu senin, de iubire plin, vreau să ți-l închid ție. Într-o noapte cu argint de lună, așteptând ca să apar la geam, am lăsat chitara mea să-ți spună tot ce-am vrut să spun și nu îndrăzneam. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, ca pe vremuri visătorii trubaduri. Sus pe cer se oprise luna să mă vadă, cum cântam de dragul ochilor căprui. Toate florile ascultau a mea tiradă, numai tu n-ai înțeles ce dor mi-era. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, cea din tâi și cea din urmă-n viața mea. În zadar priveam să apar la geam și-n zadar speram, poate. Clipele treceau, stelele păleau și se risipeau toate. Nici o floare n-a picat pe strune, singure sărmanele vibrau. Singure doar visele nebune, prefăcute-n lacrimi figurau. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, ca pe vremuri visătorii trubaduri. Sus pe cer se oprise luna ca să vadă, cum cântam de dragul dulci tale guri. Toate florile ascultau a mea tiradă, numai tu n-ai înțeles ce dor mi-era. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, cea din tâi și cea din urmă-n viața mea. Frumos, ați văzut, l-ați auzit pe Titi Botez și l-ați văzut pe Adrian Ionescu. Aceeași melodie, două stiluri de interpretare.
Asta mai nu, nu prea nu. Astăzi, cum l-ar cânta, n-aș putea să vă spun, dar zâmbă-l cum nu ți-a cântat, așa ar cânta asta. Mă rog, cum ar cânta, nu știu. Dăm telefonul. Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua! Din Apahida vă deranjăm? Ei, țineți minte ce am zis eu. De la Cluj, ne întoarcem. La Apahida, nici o fată n-are sida. Sida, da, da, aveți dreptate. Da. Doamna Laura din Apahida, sunt da. Să faci o două dedicații. Da. Primul rând pentru doamna Core Emilia din Florești, care pe data de 22 martie a împlinit 49 de ani, la mulți ani și tot binele din lume alături de familie. Și pentru fratele meu din Căpușul Mic, care ieri pe data de 23 a făcut 70 de ani, Dumnezeu să-i dea tot binele din lume, sănătate, că de aia are nevoie. Și tot care serbează ziua din nașteră, multă sănătate și toate melodiile să fie special pentru ei. Iar mea voastră o zi frumoasă și multă, multă sănătate. Mulțumim frumos! Frumos, stați să citesc ceva de pe Facebook de aici și apoi o să cântăm. O să cântăm, da? Stai să văd unde ești, tovarășul Facebook. Da, aici suntem. Aurica Ilieș, salutări din Austria. Domnule Sergiu, vă ascultăm cu drag. Aș dori o melodie să meargă înspre familia mea din Satul Mare și înspre surioara mea, Lucica. Mulțumesc! Și Nelu Farca și ne spune frumoase emisiune, faceți domnul Vaida, o zi frumoasă să aveți! Mulțumesc! Stai așa! Oameni buni! Să-mi fie rușine, am tot vrut să dau o dedicație nemaipomenită, na? Ca pe sorul meu, am uitat-o, tot o punem deoparte și uitam, omiteam, înspre doamna Doina Rus din Cluj. Noi îi ziceam înainte vreme tanti Prodan. Doamna Doina Rus, pot să spun că e un fel de bunică a fiicei mele, că mai mult ea a crescut-o. Tanti Doina, să trăiești, să fii sănătoasă, bucuroasă, să-ți dea Dumnezeu tot ce îți dorești și pregătește-te că viu cu Andra într-o zi la dumneavoastră. Și un cântec mai vesel, mai dați-le încolo de chinuri, băieți. Viața e frumoasă când beți. Hai! Joacă mândră hațe gana, la 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 la, cum se joacă la Trihama, la 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 la. Joacă mândră hațe gana, la 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 la, cum se joacă la Trihama, la 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 la. Învârtește spoalele și mișcă-ți picioarele, că mă trec sudorile, la 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 la. Mândră cuie înflorată, la 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 la, hai da să te-nvârt odată, la 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 la. Mândră cuie înflorată, la 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 la, hai da să te-nvârt odată, la 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 la. Înainte și înapoi, că de sară viu la voi, prin grădina cu trifoi, la 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 la. Mândră cu poalele crețe, la 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 la, bagă boala în neveste, la 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 la. Mândră cu poalele crețe, la 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 la, bagă boala în neveste, la 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 la. Și poale cu colțișorii, s-o sărut să nu mai mori, bagă boala între ficiori, la 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 la. Câte fete sunt crihama, la 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 la, la toate le-am luat sama, la 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 la. Câte fete sunt crihama, la 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 la, la toate le-am luat sama, la 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 la. Le-am fluierat la fereastră și le-am scos noaptea din casă și mi le-am ținut în brațe, la 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 la. Și le-am dus la joc în sat, pe sub mână le-am băgat, pe sub mână le-am băgat, la 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 la. M-a troscotit-o leacă, acum post, da? Mă rog, v-am spus, e important postul minții. Așa, Angela Sandu Varga. Bună ziua, domnule Sergiu, o primă frumoasă și o primăvară la fel și un post binecuvântat de la Dumnezeu să aveți. Prima, să vedem de unde vine. Dorin Ardelean, duminică binecuvântată, domnule Sergiu, mulțumesc pentru toate melodiile pe care le-ați dat până acum și pe care le veți mai da. Sigur că da. Dă-mi telefonul. Alo! Alo! Alo, domnul Vaida? Da, da, da. Multe. Vă ascult!
Da, și aș dori o muzică pentru din străinătate, fetele mele. Așa. Am două în străinătate, una în Italia, una în Anglia. Da. Și vreau să cântați ceva de străinătate, să cânte cineva. Fata și fata care e mai mare, 29 de ani, are 30 și împlinește o vârstă foarte frumoasă. Da. Bun, știți că de ce Aron Cotruș dau numele ăsta ca să se tulbure unii? Zice, străină... Sunt din Brăila. Mulțumesc și eu, sunt dace din Cluj, să rămână. Străină, străinătate, rai cu porțile încuiate. Vai de cine în ele bate, grea povară duce în spate. Oameni buni, ia să ascultați dumneavoastră, vă rog eu frumos, un cântec în care nu vrem noi să arătăm că suntem total deschiși înspre toate, dar trebuie dat că nu putem fără asemenea melodii. Fiecare popor, nație, ce a lăsat Dumnezeu pe pământ, își are locul la noi. Hai! Mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios.
din Cluj. Hai cu telefonul. Alo? Alo? Da. Bună ziua. Bună ziua. Dorina Iurca sunt de la Lechința de Bistrița. Vă ascult. Vreau dedicație pentru prietena și colega mea de serviciu, Dorina Iurcan. Aha, da. Dar acolo în Lechința lucrați. Da, da. Dar unde lucrați acolo? Are Lechința locuri de muncă? La primărie? Leclacto. Ah, bun. Vinul e bun acolo, vinul e bun. Las că venim pe la Petrică, Petruse și vedem. Da, vă mulțumim. Bun. Așa, oameni buni. Dați să citesc. Uite să vedem noi ce zice aici. Opa, opa, ia ca așa, foie verde siminoc, tot așa. Uite, să-i... Băi, am primit o poezie foarte frumoasă, trimisă de un prieten bun, semnată de Dorel Mărgan. O să o citesc, dar acum n-am cum să o citesc, că asta e viața. Da, stai să vedem. Ada. Oameni buni, ieri, în comuna Cricău, chiar în Cricău, mare așezare din... județul Alba. Cricău e de la Tăiuș cu mers spre Alba, imediat la dreapta faci prin Galda de jos, stânga, drept la Cricău. Te duci, trai bun, deloc nu-i rău. Acolo domnul Silviu Truță, un prieten de-al meu, a venit anume din Marea Britanie să-ți țină ziua de naștere cu familia, cu prietenii. El a împlinit 50 de ani mai prin februarie, așa, și împreună cu cuscul lui, fii atent, amândoi, domnul Dan, au împlinit 100 de ani. Că și domnul Dan, 50 de ani. Unul 19 februarie, ca să vedeți care e minunea, și unul 20 februarie. Da, acum au ținut-o, că acum a putut să vină domnul Silviu Truța acasă. A fost bucurie mare să dea domnul și ce-am aflat cu mare bucurie. Când peste două luni, zice domnule Sergiu, ca în armată, ca soldatul, cu amereul, știți că făceau... Tăiau cât a mai rămas, câte o zi cu amereu. Mai stau două luni și vin acasă. Cum a zis fiica dumneavoastră, zice, acasă e numai acasă. Mi s-au împlinit anii care am vrut, pe care am vrut să-i fac acolo, vin acasă. Doamna, mama e bucuroasă, a fost bucurie mare. Eu trecând pe acolo așa în viteză, i-am lăsat tocmai când băga să mai vine plugul în brază. La mulți ani, bucurie ție, Silviu, domnului Dan, tuturor și tuturor sărbătoriților. A cerut Aurel Tămaș, nu poți să-l dai pe Aurel Tămaș să cânte singur. El singur nu. Nu-i stă nici bine. Bărbat frumos, hai! Ține-ne-i că drumul te o fi vreme rea ori bună. Ține-ne-i că drumul nu-ntoarce capul într-o parte. Ține-ne-i că drumul o fi aproape ori departe. Ține-ne-i că drumul ai jurat că mergi cu mine. Și la rău ca și la bine ai jurat că mergi cu mine. Și la rău ca și la bine.
dorului. Lung e drumul Clujului, dar mai lung al dorului. Drumul Clujului să gate dor și iară dorul măi. Dorul mândri niciodată dor și iară dor. Drumul Clujului să gate dor și iară dor. Dorul mândrii niciodată dor și iară dor. Hai că asta cu lungul drumul Clujului chiar îi se potrivește lui Silviu Truță, că doar după Cluj decolează și tot pe Cluj aterizează. Când vine la Cluj, e acasă. Ca mult românați de-ai noștri. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Dragul meu coleg, sunt Marius, coleg de la Timișoara. Hopa, să trăiești, să-ți faci casă în... Unde dorești, da. Așa. Vreau să spun că am făcut armata la Florești, la Cluj. Da? Pe Micu. Da. Cântam Iancule Mare în centrul Clujului. Toată lumea scotea pălăria. Da. Am amintiri de suflet de acolo. Bun. Te rog frumos, uite, acum sunt la George Băi cu niște prieteni, să faci o dedicație așa, pentru Maria, Claudiu, copiii. Am două mămici cu câte trei copii de care am grijă. Maria și Narcisa. Da. Bine, stai să mă uiți că spune unde. Aoleu. Bine, avem ceva frumos, dar mai încolo un pic. Bine? Ca să potrivească cu ce ai spus. Și îți mulțumesc de telefon. Eu, din suflet. Distracție plăcută. Și de-l prinzi pe primar, pe acolo. Salută-l din partea mea. Bine? În regulă. Te-am pupat, pa. Oameni buni. Stai să văd ce vine. Băi, nu se poate, mă, vorbă. Măi, ca să vă dați seama cine vine, îmi permis să spun așa, că citez, nu e apelativul inventat de mine. Măi, ciocoflanderilor, măi. Hai! Dar mie, 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 mișcă-mi pasă, ca mei mai frumos, sunt și mai drăgăstos, măi, măi. Ziua bună, dragilor, să-mi șie cu iertare că mă mestec și eu, ci nechemat și neîntrebat, dar am zis că dacă tot v-ați adunat dumneavoastră aici, să viu și eu să mă recomand, că nu pe cred că mă cunoașteți orecum și de oriunde. Mă cunoașteți? Nu, nu am să îmi pare că vă cunoșteți. Bag seama până ce seama așa de tare cu Florin Persic, dreptul. Că așa ne-o zis și prietenul meu, Elizeu, al lui Lepedeu de la noi din comună. Tu seamăni cu el. Elizeu, al lui Lepedeu de la noi, cu au zis, bă, tu cu Persic, așa vă vâjiți la oaltă, de parcă v-a făcut pe amândoi același truș de construcții. Parcă sunteți două șcături, două perechi de șcătule de la Clujana, șcătule păpuci, înțelegeți? Păpuci, mă, voi care nu știți ardelenește, știți ce e găoză, știți ce e găoză? Da, nu știți. Mă, după ce m-am uitat eu în cotătoare, domnul Botu Gros, eu, după ce m-am uitat în cotătoare, adică în oglindă, zic, așa o și cum crește lepedeu, numai că Persic e o țiră mai ajustat, mă rog frumos, mai finuț, eu doar somn din popor, mai într-un drab la dumnealui, la cionomotograf pe pânză, e o sală cu beletul plătit. Și apoi nu numai la fixonomie ne lovim, dar și la nume. El Florin, eu Florea. El Persic, eu Mălai. Hai da, hai! I-am suit în trin, vine controlorul ăla de bortelește beletele. Zice, beletele la control. Mă caut eu în laibăr, în clop, că aveam clop atunci, în curau. Zice, dumneata, te-ai suit în trin fără belet? Zic, eu nici nu mă suiam, dacă nu ziceți dumneavoastră, poftiți în vagoane.
Și apoi cam asta a fost tot. L-am luat pe Elizeu al lui Lepedeu, l-am dus la vagon-restaurant. Elizeu zice, bă, formidabil, bă, e crijmă în tren. Zic, da, păi cum? Zice, domnul ospătar, dă-ne o bere. La care ospătarul zice, nu se poate, numai dacă luați masa. La care Elizeu zice, hai să o luăm, tăzneu. Bă, după care zice, bă, să știi, bă, că și pe ăla l-a pupat Dumnezeu rece, dacă îl țipă afară din crijma asta când se-mbată. Ați înțeles-o? Da. E, vezi, Ciocoflenderul șef, să-l ție Dumnezeu. E, e cu bună dispoziție. Hai cu telefonul. Alo. Alo, bună ziua, domnul Baida. Mariana de la Bistrez 2. Ia să ne întoarcem peste, spre, pardon, Bistreț. Așa, către da. Dunăre. Către Dunăre, da. Domnul Baida, da. Vreau să încep cu a vă mulțumi. Mulțumim. Pentru duminica trecută când Olga Stănescu. Da. Pe celebra Olga Stănescu. Da, știam, am ținut minte. Ați văzut ce frumusețe rară ca știam. Tip, ca femeie și ce voce. Știam. Că, auziți, eram tineret și pe întrevine când ne duceam, mai uitam că vederea era bună. Da. Da. Din păcate a murit la 87 da. De da. Ani singură pentru că nu a avut familie, n-a da. Avut copii, n-a avut soț, n-a fost căsătorită niciodată. Și vă mulțumesc din suflet. Domnul Vaida, eu am un mod de a vă prețui pentru felul cum veniți în fața poporului. Cred și nu că cred, așa e, așa umblat și în societatea și în comunitatea în care trăiți. Da. Pentru principiile dumneavoastră pe care nu le schimbați, doar părerile, când și când le mai schimbați. Și mi-aș dori ca cei ce privesc această emisiune să o înțeleagă. Că aici nu se cântă foaie verde cu creangă cu tot sau foaie verde de Facebook. Da? Aici este o emisiune de divertisment și ne oferiți exact ceea ce trebuie. Valoare. Vă mulțumesc din suflet și vreau să salut și eu familia din Zalău, care a fost alături de mine în toată perioada suferinței, domuța Iliana Stan, da. Iliana cu Sandu, da. Și să vă mai aduceți aminte când și când de această valoare a, da. A Sălajului. Când mai trec prin Zalău, mai bag, da. Așa și pentru toți locuitorii din comuna Bistrez, pentru că la noi așa se numește mâine sărbătoarea, blagoveștenile. Sigur, bună vestire, cum știu ce. Să mănâncă pește, pentru că deja berzele au venit, sunt în cuiburi. Le-am văzut și eu ieri pe la, nu mai știu, până, pe la Brut, am văzut pe la Iud, pardon, berze, da. Mulțumesc! Să vă dea Dumnezeu sănătate multă și... Să vină barza la toți care își doresc. Vă mulțumesc. Să rămâneți nemuritor. Mulțumim. E, oameni buni, mulțumesc, doamna, stai să vedem ce vine aici. Măi, acum, ca să nu mă încurc eu în știință, că doamna mă... mai dă-mi un telefon, domnule. Hai, domnule, să-l vedem aici. Alo? Să-l vedem noi cine ne va când vorbi. 1, 2, 3, 4, am dat bine. Așa, da, alo? Alo? Da, vă ascult. Vă salut cu respect, domnul Sergiu. Și noi. Ion Mierliș, sunt din Funden de Călăraș. O bată-vă norocul, de mult nu v-am auzit, domnul Mierliș. O bată și pe dumneavoastră norocul și sănătatea. Da, mulțumim. Domnul Sergiu. Da. Doresc și eu, prin intermediul dumneavoastră, să transmit niște urări de la mulți ani și sănătate unui nepot de-al meu care, din Orăștie, se numește... Mierlici Daniel Marin, mâine împlinește o frumoasă vârstă și unchiul îi urează la mulți ani. Lui și mamei lui, Mariana Marinescu, sora mea din comuna Leleasca, județul Olt. La fel, pentru familia domnului Gheorghe Năsui și doamna Anișoara, care au aniversat ziua căsătoriei, aniversarea căsătoriei, scuzați-mă,
la mulți ani le doresc și dumnealor din Sighetul Marmației. Am prieteni și pe acolo prin Ardeal, cu toate că eu sunt în regat aici. Păi și eu am acolo, cu toate că eu sunt aici, da. Așa. De asemenea, peste duminică, când se schimbă ora la noi, pe data de 30... Atenție! Din păcate, numai ora, da... Așa. Da. Numai ora. Pe data de 30... Noi nu ne mai schimbăm. Bine, vă ascult. Noi, da. Ne schimbăm și noi așa după timp. Câte? V-ați încuiadă data. Așa. Duminică, pe data de 31, fiica mea Liliana Florina Barbu împlinește o frumoasă vârstă. Tăticul ei, împreună cu mama ei, Mariana, cu soțul ei Florin și cu cei doi copilași ai lor, îi dorim la mulți ani și multă, multă sănătate. Dumneavoastră, multe emisiuni frumoase și să vă vedem sănătos și voinic, așa cum sunteți dumneavoastră și peste vreo... Observați ce mi-a crescut pieptul, ca la cocoș. Da, mulțumim! Mulțumim, domnul Mierliț. Vă dea Dumnezeu sănătate. Frumos. Ia uitați ce zice domnul Vasile Moldovan. Da, prietenul nostru. Vă rog să transmiteți la momentul potrivit, melodia potrivită, evenimentului meu de ieri. În 23, a 3, a 48, a venit pe lumea asta, ieri făcut 76 de primăveri. La mulți ani, felicitări pentru emisiunile realizate. Și mai citesc una, Libotean Ildico, bată-te norocul, Ildico. Azi creștinii romano-catolici sărbătoresc Duminica Florilor, da. Bun, e intrarea Domnului Iisus Hristos, aduceți aminte, în Ierusalim. Vă doresc sărbători fericite și o duminică frumoasă și binecuvântată. Duminica viitoare sărbătorim Paște. Cu această ocazie v-a rugat frumos un cântec din folclorul maghiar. Notez și abordez. Să fie înspre familia mea și înspre toți prietenii care sărbătoresc Paștele. Vă mulțumesc anticipat. Punem aici, iar acum, oameni buni, domnul Moldovan, la Bistrița, un cântec frumos. Minunat. Nu că aș fi eu printre coautor pe acolo, că interpretul e primul. Da, e, hai! Descuie pământul lume.
Aurel Cicioan a fost. Ei, vă citesc ceva de aici, după care o să vă dau un cântec mai aparte. Uitați așa. Aurel Bodros, să fiți în grațiile muzei. Împreună cu tovarășa mea de viață am împlinit 25 de anișori de cărnicie. La mulți ani și să mi-o ține bunul Dumnezeu sănătoasă. Maria Georgiu Pop, la mulți ani nepotului nostru Alex Ionuț. Și Eugenia Nistor, zice așa în scrisoarea sa, doresc o melodie să plece înspre domnul profesor Dorel Rohian, fost și actual dirijor senior al ansamblului Mărțișorul a studenților din Cluj și prieten bun al nostru, al ansamblului Junii Cetății din Rupea. Domnul Rohian mai adaugă, a adăugat de fapt chiar ieri, încă o primăvară în șirul vieții sale. Vă mulțumesc. E, păi dacă e așa, să nu uităm de domnul Ioan Puș, care zice, bună ziua, felicitări pentru emisiunea ce o difuzați. Dacă e așa, ia să-i dăm noi lui Dorel și tuturor celor care ne privesc o melodie. Ascultați textul, că ne sună bane și răsună. Rădăcesc privirea prin anii tinereții ce-au trecut. Mă las purtat de valul amintirii și o melodie veche mai ascult. Mă văd desculț fugind prin iarba deasă, când însă tucul meu copil era. Visez părinții, rudele și casa, și dorm e de cutuia de la geam. Dar viața noastră este cum e ea, n-o mai schimbi, nu încerca. Dar viața noastră este cum e ea, n-o mai schimbă nimeni. La umbra lângă gardul de noiele, cu un înțelept vecin să stau la sfat. Aș întreba de lună și de stele și unde-s astăzi horele din sat. Ce pot să cer azi viață de la tine? Te rog, ascultă-mi rugămintea mea. Nu te grăbi, mai stai la sfat cu mine. Nu te grăbi, mai am să-ți spun ceva. Dar viața noastră este cum e ea, n-o mai schimbi, nu încerca. Dar viața noastră este cum e ea, n-o mai schimbă nimeni. Este cum e ea, n-o mai schimbi, nu încerca. Dar viața noastră este cum e ea, n-o mai schimbă nimeni. Dar viața noastră este cum e ea, n-o mai schimbi, nu încerca. Dar viața noastră este cum e ea, schimbă nimeni. Mulțumim sponsorul emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Ia uitați ce zice așa, domnul Sergiu, sunt Ovidiu Ardelean din Zalău. Vă rog să puneți o dedicație pe adresa măicuții mele, Livia Ardelean, din Păușa Sălaj. Chiar astăzi îți sărbătorește ziua de noastră. La mulți ani! Hai să luăm telefonul. Alo! Alo? Dar alo? Viața noastră... Da? Alo? Da? Doamne ajută, domnul Sergiu! Vă ascult!
Ceniu, sună, Felice Lazano din Câmpul Lung Moldovenesc. Bată-ne bine, le ascult. Stați, spre Câmpul Lung, acolo mi-a mâncat adolescența, cu drag. Eu, la liceu militar. Da. Așa, și fostă clujeană, văd 30 de ani. Opa, da. Opa, din Cluj am venit în Câmpul Lung. Așa că pentru toți clujenii mei care mă știu de moldoveancă, e de la Catucă, e de la 21 pe strada Traian. Opa, da. La mulți ani pentru toți, pentru vecinii mei de pe Izlazul, de Mănășturi. Dar și pentru cumnata mea, Tița Vanciu, mâine împlinește o frumoasă vârstă din Câmpul Lung Moldovenesc. Să fie primită! Și pentru copiii mei din Cluj, doi băieți frumoși, înalți ca brazii. Da. Iulian și Lucian cu nevestele lor. Și vă pup și vă aduceți aminte că ați fost la nunta băiatului meu. Da, am fost Năsturel. Vă mulțumesc! Da. Să rămână! Din suflet! Și eu, pa! Uite ce ajunge aici, ia ca așa, așa, așa. A, să nu uit, în Târgu Jiu trăiește încă un consătean de-al meu. O cheamă Tovai, da? Pe tatăl chema Viorel, pe tatăl său, Viorel, a trecut la cele veșnice, pe mama lui o chema Aurica. Vai, dar exact ca pe cumnată mea, care e tot în Târgu Jiu. Doar că una era căsătorită cu Viorelul lui Sandor din Egeriște și una, Aurica, era căsătorită, olteancă din Târgu Logrești, cu fratele meu, cu Costel. Deci, în amintirea Auricăi, Vaida, Nora, Lușandor, din Egeriște, dăm și cântecul acesta, din partea copilului. Hai! Domnul Ștefan Moacă, era copil acolo. Acum este om în toată firea. Alo? Alo? Stai să iau o dedicație de aici, cam până ninge. Stați că nu le mai găsesc, domnul, m-am încurcat în știință. Ne mai încurci. E vorba lui mama, Dumnezeu să ierte, unde-i minte și prostie. Asta, așa ca să se știe. Bun. Alo? Da, domnul Sergiu. Da! Sunt din Târgu Mureș. Așa? Rafila. Rafila, să mă apuce mila, da. Da. Așa-i. Așa cum spuneți la voastră. Aș vrea și eu o dedicație pentru noi, pentru familia mea. Nu știu ce aveți acolo, ce cânte, ce aveți. Ce am eu? Am numai lucruri bune, doamna Rafila. Da, ce aveți mai bun, ăla să-mi puneți. Dar astăzi să-mi puneți. Azi spun, da. Acum pun. Azi, nu, da, că după aia uit. Bine. Și eu, da. Dar da, doamna Rafila, de pământ, de unde vă trageți? Eu din Teleac, din Teleacul județul Mureș. De Mureș, da? Da. M-am gândit eu că nu v-ați născut pe Floșter, în centru Mureș. Nu. Da, sunt de 50 de ani aici. Adică... Mai, auzi, mai rău nu se poate. Da, pardon, mai bine, da. Bine, mulțumesc de telefon. Vine ceva așa mai de post, mai devreme acum. Bine, o să vedeți. No, stați să citesc de aici dedicațiunile astea, că după aia o să vă dau un cântec frumos, cum așa mi-ați cerut. Un cântec frumos. Apoi nu uităm, frumos trebuie să fie. Că la noi toate sunt frumoase.
Așa. Oameni buni, ia uite aici. Să nu uit. Uitam, că sunt român și eu, cu apă la plămâni. Un gând bun și urări de la mulți ani pleacă înspre domnul Nicolae Hădărean. Culiță! Din Turda. A fost ziua lui mai de mult, dar cum n-a dat nimic, n-am reținut. Nu că a dat până acum. Dă săracul, lăsați. Oameni buni, vă dau o piesă interpretată de fica dumisale, de Nicoleta Hădărean. O piesă de acum, ea este din repertoriu internațional, dar textul l-am făcut eu ca să se îmbuce la noi, la Românica, cum zic ăștia, da? Suntem în post. Uitați-vă! Am vrut adesea, am vrut, Iisuse, să te întâlnesc și să-ți vorbesc ca unui om, dar n-am făcut-o, m-am rușinat. Dumnezeu, iar eu sunt doar eu. Sunt doar un om, Iisuse, un om, atât un biet om. Sunt frunză în vânt, sunt vis înfrânt, un pumn de pământ. Sunt doar de lut. Te rog, Iisuse, mă ierți, că te-am hulit, că te-am lovit și te-am răstignit. Arată-mi drumul în orice zi, să îndrăznesc să te întâlnesc și să-ți mulțumesc. Lut.
cei care veți sărbători Paștele începând duminica viitoare, să aveți lumină cât vă doriți. Maria Toader, bună ziua, domnul Vaida, doresc o melodie frumoasă înspre fiica mea, să sărbătoriți ziua de noastră. Și Sonto Hoinolco, dacă văd bine, băi, nu m-am lăsat vederea. Bună ziua, domnul Vaida, doresc o melodie înspre cei mai buni părinți, Ișvan și Suzana din Gherla. Vă iubesc enorm, sunt mândră de ei. Vă pup, fiica voastră, Hoinolco. Hoini, duminică frumoasă, oameni buni. Toată emisiunea de azi, anume am lăsat-o ca să-i fac o surpriză prietenului și colegului nostru, producătorul ediției noastre, Radu Pușcaș. Mama dumisale a sărbătorit ieri 70 de ani, la Cugiri, doamna Mariana Pușcaș. La mulți ani din partea noastră. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, să rămâneți optimiști. Că vorba aceea, suntem noi săraci, dar nu suntem proști. Hai!